Șoferul care a provocat accidentul groaznic pe Bulevardul Dacia, în urma căruia un bărbat de 76 de ani a murit fiind spulberat pe trecerea de pietoni se afla în stare de ebrietate avansată la volan. Asta au demonstrat probele de sânge la care a fost supus conducătorul auto în ziua tragediei. Astfel, potrivit rezultatelor de laborator, în momentul accidentului, conducătorul auto avea o alcoolemie de 1,85 grame pe litru în sânge, ceea ce ar fi echivalent cu circa 0,92 mg pe litru de alcool în aerul expirat. Amintim că tragicul accident s-a produs în dimineața de 4 septembrie, în jurul orei 7, în sectorul botanica. Un cetățean străin de 26 de ani ce se deplasa cu viteză excesivă ar fi spulberat un bărbat de 76 de ani care traversa strada regulamentar. Impactul a fost atât de puternic încât pietonul a fost aruncat la câțiva metri distanță și a murit la fața locului. Mașina a mers în zigzag încă câteva zeci de metri, a lovit un copac, apoi s-a răsturnat. După cele întâmplate, șoferul a ieșit din mașina făcută zoba, smuls plăcuțele de înmatriculare, și a încercat să fugă de la fața locului, dar a fost reținut de trecători și predat poliției. Cercetările continuă.